Pregătite pentru ediția de azi? Da! Să vedem, ce o să iasă. Ocupați loc, fetelor, toate, mai puțin. Uite, în stânga mea, prima la defilare, vine astăzi Aza. Eu! They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a f**k, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who were you to tell me how to live life? And these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue. Bună seara, draga mea Aza! Dar ce energie pe tine astăzi! Da, uite că mai am și energie. Și eu m-am mirat cum de... Sper să rămân cu energia asta. Da, așa mi-aș dori. Dacă putem să facem ceva în sensul ăsta, tu să ne spui că noi suntem aici să te ajutăm, să te sprijinim? Da, am văzut că și fetele au avut un vibe foarte bun astăzi. Deci... toate premizele. Okay. Da. Vino, te rog, pe steluța Aza și spune-mi care-i povestea ta de astăzi. Unde m-am gândit să mă duc la un casting pentru mascotă pentru o echipă de fotbal. Da. Mascotă pentru o echipă de fotbal? Da, și mă duc să vedem ce mascotă o să fiu eu. Păi, cam ce cerințe ar fi? Păi, nu știu. Ce ar trebui să faci? Papagal. Să mă duc pe acolo, pe la... prin teren, să dansez. Să dansez, să mai ciripesc, să mai vorbesc, să mai... Vino aici lângă mine, Aza, am înțeles povestea. Ce ideile îți doresc. Dar poate are povestea un subînțeles și eu nu m-am prins? Nu, nu. Nu, n-are. Nu, n-are. Pur și simplu, întâmplător, îți plac ție papagalii. Da. Asta n-a sunat bine. Vrei tu să fii un papagal? Nici asta nu știu dacă sună. Cine știe, poate îmi dau drumul la vorbit cândva. Aha, ți-a spus cineva că nu vorbești suficient, că nu te exprimi? Nu, dar așa poate, na, mă mai văd și eu, sunt așa mai reținută uneori, mai... În competiție sau în afara ei? În general. General, da. Și de ce te ții? Cine te... Nu știu nici eu, dar uite că poate mai prind curaj. Aha, deci să înțeleg din povestea asta că ți-ai dorit să vorbești un pic mai mult. Eu așa îmi doresc, să fii mai prezentă, să vedem. Da. Să-ți exprimi punctul de vedere, părerile. Exact, da. Uite, eu am înțeles că tu ești parte din cel mai nou trio din cadrul competiției noastre. Sunt prietenă de mult, adică suntem prietene, mă rog, ne cunoaștem de mult. Și cu Andreea, ne-am apropiat așa în timpul competiției. Am văzut că... și, mă rog, fanii Andreei au făcut niște colaje. Ah, da, fanii mei, care fac susținători, care fac tot felul de colaje, au făcut colaje și cu noi, cu mine și cu Jasmine, și Aza. Îmi făceau și cu Milena, Constanța și și-au dat seama că avem aceleași indicative. Noi teneam aceleași indicative ca... Ah, da, eu am făcut ca Constanța. Constanța, da. Nu e ăsta singurul motiv. Normal că au observat că ne înțelegem, că relaționăm. Da, normal că mai mult de asta. De adevăr, m-am apropiat de fete și ele s-au apropiat de mine și am discutat, am avut multe momente împreună și în afara competiției, multe momente împreună în afara competiției. Dar mai mult cu Aza, în afara competiției, când mergem împreună acasă. Da, mă duceam acasă. Duceam acasă și... Da, și vorbim mai mult și da, ne înțelegem bine. Se pare că susținătorii mei au format, da, au reformat deja trioul și au făcut temele. Trio ăsta, mă simt de asta zic, pentru că apropierea aia așa. Păi dacă la început eu în triunghiile isoscel, de asta. Ah, ok. Asta am știut-o. E nouă pentru mine. O să o învăț. Dacă vrei să o luăm matematic, să știi că-s două mari și una mică. Eu sunt aia mică, că aia e diferită și el este aia mică. Și după se transformă. Mulțumim, Andreea, ce să zic! Da. Ai înțeles tu. Am înțeles, da. Amândouă suntem la fel, eu cu jazz. A fost totul foarte spontan, Ilinca. Întâmplarea a făcut ca în acea zi să fim toate libere, să avem ore la dispoziție, să facem acel live. Eu cu Andreea am mai făcut live-uri și am invitat-o și pe Aza cu noi. Ok, Aza a acceptat. Dar după live au fost mai multe postări, cum sunt de obicei, după emisiune, după live-uri și, da, într-adevăr, susținătorii mei au făcut un mic colaj în care ne-au intitulat un trio. Și pentru faptul că eu am indicativul Milenei, iar Aza are indicativul Constanței. Și cumva așa au făcut ei conexiunea asta, că noi am fi noul trio. Noul trio și vechiul trio. Aha, am înțeles. Și este un triunghi echilateral de data asta? Mie nu-mi place să mă numesc în niciun alt fel decât sunt de fapt. Nu sunt nici latură dintr-un triunghi, nu sunt, nu știu, sunt pur și simplu eu. Nu consider că mă aflu în nicio tabără, eu sunt corectă și dacă voi avea vreodată ceva să-i reproșez Andreei sau Azei sau oricărei alte concurente, eu o voi face fără niciun fel de jenă. Dar cum v-ați apropiat sau ce vă apropie pe voi cel mai tare? Având în vedere că eu o cunosc și pe Jez de foarte mult timp, ne cunoșteam deja, Andreea m-am apropiat în competiție, la modul că ne-am vorbim, nu e ca și cum am fi BFF, adică să nu se înțeleagă asta, dar ne avem foarte bine și cumva... Așa s-a nimerit. Da, dar m-am bine cu fiecare fată, nu e ca și cum... Andreea, pe tine cine te conduce acasă în această seară, să zic? În această seară, nu știu exact, dar pot să spun cine m-a condus în seriile trecute. De obicei. Aza. 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 Da, am mai mers împreună. M-a condus acasă. Ioana, tu ai declarat că o simpatizezi pe Andreea, corect? Da. Corect. Da. În continuare o simpatizez. În continuare, ok. Au încercat și fetele să te coopteze în grupul lor? Au dat vreun semn, au dat... Nu au dat niciun semn. Eu sunt, momentan, am fost puțin mai retrasă, dar au fost foarte drăguțe. Andreea a fost foarte drăguță cu mine și Aza. Dar ți-ai dori? Nu știu ce să spun. Eu mă înțeleg destul de bine cu toate fetele, momentan. Sunt și cea mai nouă intrată. Momentan este ok așa. Bine, bine de știut. Hai să vedem ce propune Aza din punct de vedere stilistic în această ediție. Rebecca. Ești destul de simplă pentru nivelul acesta a competiției. Îmi place combinația de verde cu auriu, îți vine bine, dar mi se pare puțin. Ai mai fi pus accesorii, presupun, nu? Sau... Nu e vorba neapărat de accesorii, mi se pare puțin ca ținută per total. Tu ai mai venit așa pe zona asta de merg la petrecere sau merg la majoretă sau unde ai mai fost și aș vrea să te văd că vii și cu o ținută puțin mai elaborată, nu știu. Ești drăguță, dar nu mă dai pe spate. Asta am zis. Bun. Hai să vedem ce spun jurații despre ținuta ta, draga mea, în fața lor, te rog. Tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a... Bună seara, Aza! Ce faci tu? Uite, vreau să încep cu o întrebare. Ce faci tu? Cum te simți? Astăzi mă simt chiar foarte bine. Nu știu ce se întâmplă. Parcă am așa un vibe... Bun. Uite, să știi că influența culorilor asupra felului nostru de a ne simți e foarte bine studiată și foarte bine catalogată, iar verdele îți dă tipul ăsta de vibe, de m-am trezit, e bine, respir sănătate și nu știu dacă respirăm, în schimb, ținut așa cum ar trebui să respirăm pentru momentul acesta al competiției. Cromatic vorbind, e o culoare care îți face un compliment, e clar. Nuanța de verde pe care ai ales-o este una bună, însă, pe partea de machiaj, nu a integrat deloc gama asta cromatică. Și un truc pe viitor, când porți o astfel de bandană peste o frunte, iar trebuie să fie undeva pe frunte, practic prinsă. Da, eu m-am gândit să o prind cu niște agrafe. În special vara, când machiajul nostru se transferă sau transpirăm, sau avem probleme de rezistență a machiajului, vă sfătuiesc să vă puneți pe partea interioară a bandanei, în zona respectivă, o bucată, exact de dimensiunea frunții, de bandă adezivă scotch, din acela de hârtie, bineînțeles, plasată, pentru că în felul acesta nici nu pleacă bandana și în același timp absorbe excesul de transpirație sau de sebum, ne lăsându-l să vadă prin bandana. Când purtați un brand atât de vizibil, cum este cel de pe bandana, nu venim cu alte branduri, curea cu H, Adidas, pantof sport cu G, cercei Moschino. Adică nu mai amestecați brandurile, mai ales branduri cu logo-uri atât de vizibile între ele. E ceva rău. E ceva rău. Ținuta nu că este mult prea simplă. Ideea următoarea. De când ai intrat în competiție, ești fix în aceeași zonă stilistică. Încearcă să ieși puțin din zona asta sporty spice, știi? Da. Când să alege o bustieră, mai cu seamă când bustul nostru este generos, este foarte important ca acea bustieră să creeze un efect armonios. Ție îți aplatizează sânii. Este vital ca bustiera să fie făcută dintr-un material, nu știu, suficient de elastic, cu un gen de prindere. Să aibă un design, nu știu, gândit în așa fel încât să nu mi-aplatizeze, pentru că se creează un paradox vizual. Intenția nu era, dar rugămintea mea este să încep să diversifici. Mulțumesc. Da. Am auzit-o că a zis da și mă uitam așa. Din păcate pentru mine, nu. Vorbește cu cei de acasă, Aza. Dragilor, am nevoie de voi și vreau să vă mulțumesc pentru toată susținerea voastră și pentru mesajele pe care le primesc zilnic. Așa că votați 9 la 1220 și vă promit că nu o să vă dezamăgesc. Era puțin și pe lângă asta nu era neapărat stilul meu, dar pot să fiu obiectivă și să zic că nu era o ținută fundamental greșită, însă într-adevăr nu-mi plăceau poate nici cum se descriau sneaker și aceea din pantaloni, iar topul nu îi crea un avantaj, nu avantaja.